Povestea mea? Bine, mă. Provocare acceptată. Într-o dimineață de primăvară, fostul proprietar al meu intră în volieră, prinde câțiva membri ai crescătorii ei și, desigur, ultima dată mă prinde și pe mine. Se uită la mine și îmi spune, ești pregătită. Stai un pic. Pregătită pentru ce? Ce vrei să-mi faci? Și mă bagă într-o cușcă, desigur, lângă ceilalți membri. Eu, fiind panicat, mă tot întrebam ce se întâmplă și ce vrea să-mi facă. Dar un membru al crescătoriei, care și el se afla în cușca aceea, îmi spune, fetițo, a venit momentul să părăsești voliera. Vei merge într-o altă volieră. Dar stai un pic, nu vreau să părăsesc voliera, aici sunt părinții mei, mie îmi place aici. Deci vreau să rămân aici. Dar el îmi răspunde, nu e pe noi, fetițo. Crescătorul decide dacă rămânem sau nu în această volieră. Ajungem în târg. Pune cușca jos și efectiv mă tot întrebam ce-i cu atâta lume în jurul nostru. Dar același tovarăș din volieră îmi răspunde. Fetițo, unul dintre acești oameni poate te va cumpăra. Dar stai un pic, de ce să mă cumpere? Dar el îmi răspunde, of, prea multe întrebări, lasă-mă, doar taci, te rog frumos, taci din gură și așteaptă stăpânul. Măi, dar răspunde și pe la întrebare, taci, am spus, gura, liniște. Bine, mă, nu vrei să răspunzi, bine, tac și gata. Răule, taci, mă, odată, am spus. Doamne, cum am putut ajunge în aceeași cușcă cu tine? Măi, dar totuși, de ce spui asta? Bă, dar ți-am spus să taci odată, gura, gura, până nu te pleznesc. Stai, ce ai zis că faci? Mă pleznești? Of! Doamne, că nu se găsește unul să mă ia odată de aici. M-a săturat deja de ea. Măi, dar de ce te-ai săturat de mine? Dar ce-am făcut așa de rău? Băi, fetițo, taci odată din gură. Ți-am spus, taci și așteaptă stăpânul. Nu mai prea întrebări. Deci taci, atât îți spun. Taci, te rog frumos. Dacă taci, la final primești o alună. Alune? Wow, alune, da. Bine, o să tac. Bun, taci. Timpul trecea. Se găsește un om să spună, dă și mie alba aia. Crescătorul mă ia și mă dă respectivului. Respectivul se uită la mine și spune, da, deci e ce trebuie. O voi lua pentru căpăcit. Pentru cine? Stai, cine e căpăcitul? Băi, băi, da luna mea. Băi, dă-mă luna, mi-ai promis o lună dacă ta din gură. Dar că unei simțit ce a fost porumbelul ăla, mi-a spus, of, în sfârșit a scăpat de tine. Gata, gura, ai casă nouă. Alivederci, sper să nu te mai văd. Băi, da, stai, de ce să nu mă vezi? Băi, băi, da, stai și tu, așteaptă, nu mă băga direct în cușca aia, stai. Am o discuție de terminat cu respectivul. Băi, tu vino aici, vino aici. Nu rămâne discuție așa, dă-mi luna. Da, și se pare că dintr-o dată omul ăsta m-a băgat într-o cușcă, unde desigur mai erau niște porumbei. Bun, deci m-a băgat în cușca aia și efectiv am tăcut. Nu mai avea rost, că oricum tovarășul meu din cușca cealaltă nu mai vrea să răspundă. A fost un rău. Și dacă vezi clipul ăsta, să știi că ești un nesimțit și vei rămâne mereu. Bun, mai dăm noi ture pe acolo prin târg și după îl aud că spune să mergem acasă. Stați puțin. Bun, am revenit. Păi da, stai. Acasă? A, dar stai mă că mi-a spus mie nesimțitul ăla că voi avea o nouă casă. Băi, ce pot să zic? A, stai. Să vedem pe unde ajung. Ajungem și acasă și efectiv mă bag într-un coteț. Și aud dintr-o dată, ia să-l sun pe Edi să vină să o ia. Stai așa, cine e Edi? Mă, totuși, unde am ajuns? Peste ceva vreme vine și Edi ăsta. Se uită la mine, spune că sunt chiar foarte frumoasă și merg perfect cu căpăcitul. Dar eu nici până la ora aceea nu aflasem cine-i căpăcitul ăsta. Da, deschide ușa, mă ia, se uită și el la mine și spune că hai să mergem acasă. Păi da, stai așa, nu sunt acasă. Unde să mai mergem? Deci, da, deja devine dubioasă povestea. Deci, mergem eu ce mergem, ajungem într-o altă volieră. Îmi dă drumul în voliera aia și acolo erau
o grămadă de porumbei, dar nu cunoșteam pe nimeni de acolo. Și efectiv stăteam și eu într-un colț acolo și verificam. Analizam, mai bine spus, voliera. Peste câteva zile mă acumulasem și eu cu voliera, cu noul colectiv de acolo. Și efectiv, peste câteva zile vine, Edi mă prinde pe mine și pe căpăcitul ăsta. Ne bagă separat pe amândoi. Și căpăcitul ăsta începe să-mi facă avansuri. Dar eu îi spuneam, băi, dar tu cum îți permiți să te dai la mine? Adică n-ai și tu puțină rușine, chiar așa? Dintr-o dată se oprește și îi spune, băi, dar tu ai venit aici să-ți găsești pereche sau să te cerți cu mine? Dar eu îi spun, băi, da, bravo, mă! Nu avem nici două minute în încăperea asta și deja încep să faci avansuri. Și după l-aud, băi, dar cum te-a găsit fix pe tine, Edi? Dar fac eu, băi, asta e bună întrebarea. Că dacă mă întrebă mine, nu vreau să ajung în voliera asta aici, la Edi. Și mai ales să stau cu tine în încăperea asta. Vreau să fiu acasă la mine, lângă părinții mei. Nici de cum, lângă tine, a spus. Și l-auz într-o dată, da, va fi greu cu tine. Da, deci stăm ce stăm pe acolo în încăperea aia. Și ce pot să zic, devine destul de simpatic căpăcitul ăsta. Și am zis că, bă, dacă tot ăsta își caută pereche, de ce să nu fiu perechea lui, nu? Doar e destul de atractiv tipul. Da, deci mă decis să mă duc la el. El era la masă, mânca. Mă duc lângă el frumos și spun că, băi, băiatule, uite care e treaba. M-am gândit mai bine și, uite, accept propunerea, accept să fiu perechea ta. Dar îl vezi când spune, dar tu mai ești sigură că eu vreau să fiu cu tine? De ce aș fi pereche cu una ca tine, care știe doar să dea din clanță? Bine, mă, nu vrei, nu vrei, atunci mă duc înapoi în colțul meu și vei sta singur. Dar îl vezi după pe el. Dar stai, mă, un pic, am glumit totuși. Doamne, dar tu chiar nu știi de glumă. Măi, dar tu chiar crezi că eu stau de glume cu tine? Eu am venit să spun că sunt de acord cu avansurile tale și tu. Dar bine, mă, mă scuzi pe mine, vina mea. Și desigur, eu plec. Și la o dintr-o dată, băi, uite care-i treaba. Vrei să fii perechea mea? Da sau nu? Dar ți-am zis, omule, că vreau să fiu. Da, de cine cerți mai atât? Păi, mă întreb pe mine, tu ești arogant aici și tot se crede prea deșteaptă. Și spune într-o dată, băi, uite care-i treaba. Hai să ne comportăm ca o pereche și să ieșim dracul dată de aici. Observ că nici mie și nici ție nu ne place încăperea asta. Bun, sunt perfect de acord cu tine. După începe el să mă cheie frumos la cuib, dar până la urmă nu o să vă povestești treburile astea, că sunteți conlobofil, nu? Treburile astea trebuie să le știți, trebuie să le visați. Cum arată un pulmel împerecheat. Dar mă întreb, mai are rost să vă mai povestesc sau? Că mă gândesc mai departe, știți și voi. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Sau, hai să vă spun tot eu, că, na, dacă tot am început, să mă duc până la capăt. Oricum, Edi, vezi că te va costa povestea asta, să nu uiți. Nu, taci din gură, nu spune nimic. Nu strica filmulețul. Oricum vorbești prea mult pe clipurile tale, da? Ăsta e clipul meu și eu vorbesc aici. Tu liniște. Și nu te strâmba la mine că nu e ok. Băi, asta am spus să nu strâmbi? Nu strâmba. Bun. Asta a fost cu o mică paranteză. Trecem mai departe. Deci căpăcitul ăsta tot chema la cuib și dintr-o dată vine Edi, se uită la noi și spune, bun, sunteți pregătiți să intrați în volieră. A dat sfântul? Spun eu către căpăcit să ne scoată de aici și să ne bage lângă ceilalți porumbei și mi-a spus că da, o să ne bage lângă ceilalți. Bun, ne ia, ne bagă în volieră, căpăcitul ăsta se duce la cuibul lui și apoi îmi spune, da, vino mă și tu încoace, că ăsta va fi noua noastră casă. Păi da, stăm pic, mie nu-mi place cuibul ăla, de exemplu, vreau un altul. Uite, eu vreau să stau aici, na, să vedem ce faci. Dar auzi pe el, of, Doamne, poți să nu mai fii atât nesimțită și să vii odată aici? Măi, dați am spus că nu-mi place cuibul ăla, ce nu înțelegi? Eu vreau să stau aici și aici voi sta. Doamne, ce femelă mi-am adus și eu. Nu putea Edi ăsta să găsească și el o femelă mai ca lumea? Nu arogantă ca asta? Ce ai spus? Stai că vin la tine. Aha, vezi? Te-a făcut să vii la cuibul meu. Ah, tu și vrăjelile tale. Da, măi, deci, ce pot să zic? Cam asta a fost povestea. Mai departe, știți foarte bine, am fost o pereche reușită, observați că avem și un puișor actualmente, știți foarte bine că am scos destul puișori împreună cu căpăcitul ăsta.
care el mi se dădea mare când ne-am perechea, dar de fapt e un nesimțit. Nu poate să stea și el pe puișor, să aibă grijă de el. Toată treaba trebuie să o fac eu. Un nesimțit, exact cum a spus. A fost și va rămâne un nesimțit. Toată treaba trebuie să o fac eu. Uitați-vă și voi la el. Doar stă pe odihnitoarea aia non-stop. N-ar face nimic. Un leneș. Da. Deci, dragi abonați ai canalului Eddie Pigeon, asta a fost povestea mea. Sper că v-a plăcut. Deci, cu voi a fost Undertaker și până la următorul videoclip, așa cum spune Eddie, eu v-am salutat. Ciao.